La Muzeul Israelului, expoziția Veșminte pentru Eternitate prezintă povestea evoluției giulgiurilor evreiești de-a lungul secolelor. Majoritatea giulgiurilor expuse datează din secolele 19 și 20. Dar care este originea acestei tradiții evreiești de a îngropa morții înfășurați într-un giulgiu? Vechiul Testament nu face nicio mențiune despre giulgiuri. Se pare că cea mai veche referire documentară la utilizarea unui giulgiu în iudaism este în Noul Testament, când Iosif din Arimateea a luat trupul lui Iisus și l-a înfășurat în pânze de in. Când a început această tradiție, nu știm, dar știm că rabinul Gamaliel, care a trăit în secolul 1 după Hristos, a cerut să fie înmormântat în veșminte simple de in, pentru că la acea vreme familiile bogate aveau obiceiul de a-și îngropa morții în haine foarte scumpe. Pânza de in era considerată o țesătură protectoare pentru corp și avea calități eficiente împotriva forțelor demonice. Ea trebuia să fie albă. În multe culturi, albul reprezintă puritatea, pocăința și umilința. Legătura dintre alb și puritate provine în iudaism din viziunea în care profetul Daniel l-a văzut pe Dumnezeu îmbrăcat în alb și din profeția lui Isaia: dacă păcatele voastre vor fi roșii ca pânza stacojie, ca zăpada le voi albi. Giulgiurile pe care le cunoaștem astăzi datează de câteva secole și sunt realizate din bandaje în număr de la 9 la 13. Aceasta corespunde diferitelor părți ale veșmintelor marelui preot. Cusăturile giulgiului evită pe cât posibil nodurile, nasturii și buzunarele, astfel încât să poată fi purtat cu ușurință și să nu întârzie înmormântarea. În unele comunități evreiești, atât în trecut cât și în zilele noastre, giulgiurile sunt pregătite din timp și chiar purtate ca o urare de longevitate, dar și ca o avertizare a morții, o invitație la pocăință și chiar o amintire a ruinei templului. În comunitățile germane și marocane, giulgiul făcea parte din zestrea miresei. Aici vedem o rochie de mireasă marocană, care datează din secolul al XIX-lea. Mirii purtau o bucată de giulgiu pe sub rochie în ziua nunților. În alte țări din zona Mesopotamiei, giulgiul era purtat pentru a sărbători atingerea vârstei a treia. Îmbrăcămintea evrească a fost întotdeauna influențată de mediul în care a fost confecționată. În Europa, giulgiului i s-a adăugat un guler plisat, purtat atât de bărbați cât și de femei până în secolul al XIX-lea. În ciuda varietății modelelor de giulgiu expuse, acest veșmânt indică importanța reflecției constante asupra vieții și a morții și despre amintirea vieții veșnice.